Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc! Sunteți niște eroi. Ați venit pentru un puric. Sau ați aflat că ajung președinte. Vă dați seama ce ar fi puric pe cer? Nu merge. Și nici puric și poporul. Săraci de ei. Știți cu ce seamănă situația românului adevărat astăzi? E un vers teribil al lui Emil Bota din Întunecatul April. Țineți minte. Iubirea mă apără, de aceea îmi port frunte sus în exil printre oameni. Numai iubirea mă apără. Și acolo în banchetul lui Platon, în discuțiile care au avut, dau așa câteva idei, pentru că dumneavoastră nu aveți nevoie de conferință. Eu am uitat aici cu o întâlnire. Și atunci procesezi, duci și faci tu sinapsele, analogiile acasă. Unul dintre ei zice, eu aș face o cetate de îndrăgostiți. De ce? Pentru că ar deveni cea mai bună armă de apărare a cetății. Pe ce te bazezi? Că două armate dacă se luptă, una aici și alta aici, și asta mănâncă bătaie și este în retragere și fug ca să-și apere viața, și ultimul din ei care alergă, abia mai poate să alerge, și ăia sunt gata să-l prindă, dacă simte că îl vede iubita, pune mâna pe sabie și luptă. Deci, dintr-o dată, vedem că erosul, iubirea, îți dă capacitatea să faci fapte mari, eroice și să nu-ți mai fie frică de moarte. Apare o dimensiune la iubire fundamentală care se numește jertfă. Vreau să vă dau una dintre cele mai frumoase definiții ale iubirii. O fetiță de 5 ani a fost întrebată ce iubirea și a zis că iubirea este atunci când lui bunica i-au căzut ochelarii jos și bunicul, deși bolnav de reumatism, s-a plecat și a plecat și i-a dat. Apare jertfa, apare gestul acela dus până la capăt. Eu v-am adus o carte, am adus mai multe cărți, am adus o carte a mai nouă, Dulci, jurnalul unui câine scris de un purigdan. Am zis că am fost singurul puric cu câine, sărăcuța nu mai trăiește, 12 ani a trăit. Îmi arăta în parc lucruri, știți că un câine se uită ca un copil. Și carte tulburătoare, puternică. Și la un moment dat am văzut în parc acolo un cuplu de oameni în vârstă care mergeau așa. Parcă aveau 18 ani. În rest, băncile erau pline de tineri pe mobil, separați. Așa. Când treceam dimineața la parc cu ea, îi vedeam, el dădea de aici, de jos, SMS-uri și aș făcea botoxul. După 2 ore la fel era. Avea un botox mai complicat. Au reușit să taie. Știți că la tânăra generație, marea lor majoritate, le e frică să se întâlnească direct, pentru că totul e virtual, e aici. Suntem în Moldova, aici cum te duci mai acolo, Prutul, e un amendament de urgență la nașterea Evei. A zis că Dumnezeu, așa, bătrân de zile de muncă, dormea așa. Și a obosit la 100 de metri, era Adam care și-o dormea și Dumnezeu s-a trezit, a chemat un înger și a zis, vină puțin. Bă, sunt prea obosit, du-te tu și la Adam și ia-i o coastă ca să o fac pe Eva. Sunt îngerașul ăla, dormea. Și pec, a luat coasta. Și a plecat, s-a auzit o manea. Era un drăgușor. Și a zis, ce e acolo îngerașul? Și este coasta lui Adam din care Domnul Dumnezeu nu s-o face pe Eva. Dă-mi și mie să o ating. Nu pot că este. Hai, te rog, că tu ești îngeraș și ești așa de bun. Nu, n-am voie, te rog. Îngerașule, pe cum de ești bun, tu ești bunătatea. Nu mai s-o ating. Și s-a înduieșat și i-a dat uite așa. Pac, și-a luat-o. Și-a fugit. Drăgușorul cu ea a fugit astfel. Dă-mi coasta înapoi. Și a intrat într-o crăpătură a unui zid. Ăla, pac. Și disperat îngerașul a apucat de coadă. Și a tras, și a rămas cu coada. Dracului. De ce drăguț? Știți ce urmează, nu? Da. S-a dus în cerce, Dumnezeu din somn a binecuvântat. Doamne, știți ce este interesant? Că femeile atât mai mult au umor și inteligență. Dacă eram în America, zice, oh, discrimination! Eu eram, da, domnule, asta este inteligența și puterea feminină. Mai sunt preoți, că domnul Dănuț.
Știți, asta o compară foarte mult cu ispitele care vin de la ăia, de la UE, de acolo, la nucleul statal de popor român. Seamănă că dracu vrea să ispitească o femeie. Și femeia l-a lăsat, ce l-a lăsat și până i-a zis atâta. Mă, ție ți s-au râd cu bine. Îmi zicea mie de Mrădărescu, dragă Poli, dacă te îndrăgostești de o fată și te întreabă cineva de ce, să zici, de Hegel, de aia! Că nu știi. Paul Evdokimov, mare artist, mare scriitor, nu tu trăiești dragostea, dragostea te trăiește pe tine. Eu sunt o forță cu mult mai mare. Marcel Gabriel, filozof francez, te iubesc, nu vei muri niciodată. Fiți atent, ce strigă-te, Jacques Prévert. Nu există cele 7 minuni ale lumii, există numai una, iubire. Între Socrate și maestrul meu de Mrădulescu, nicio diferență. El zicea, de ce? De Hegel. Nu Socrate, Aristotel. Aristotel zice, este dincolo de cauzalitate. Nu poți să-i găsești cauza. Este dincolo de cauzalitate. Platon zicea, este orbire. Socrate. O să ajungem puțin în așa prin istoria asta culturală ca să vedeți mințile astea inteligente, fantastice, cum au încercat să deșifreze măcar o parte din puterea asta a iubirii. Este apocaliptic. Am stat de vorbă cu un fost deținut politic 17 ani, părintele Atanasie. Cred că am adus cartea cine suntem. Ceva de zis, atâtea. Fiți atenți, că Dan Puric am ieșit din pușcărie și m-au trimis într-un sat lângă corabia, într-o colibă, nici nu aveam lumină la asta, gaz la lampă. Ai de capul meu, 17 ani de pușcărie. Și m-a zis, bă, du-te bă în colțul satului acolo, vezi că este o văduvă, să-i cer gaz de acolo. Dan Puric m-a dus și am bătut la gard și n-a răspuns nimeni. Și atunci am îndrăznit să intru la ușă, la casă, în curte. Am îndrăznit, fiți atent ce. Și am bătut și n-a răspuns nimeni. Și am îndrăznit și m-am uitat așa, zic, o fi cineva prin casă? Și acolo, din pat, de sub o plapă, ieșea un călcâi. Și eu m-am îndrăgostit de călcâiul ăla. Era viitoarea lui soție. Dar vedeți, el a punctat. Eu m-am îndrăgostit de călcâiul ăla. Ziceam de Socrate, ziceam de... Zice, domne, în dialogul ăla, omul la început a fost androgin, era și bărbat și femeie, era uriaș, avea vreo 6 brațe, impertinent, rău, zicea Aristofan, marele creator de comedii. Și au vrut să dea lovitură de stat, să-l omoare pe Zeus. Și Zeus i-a prins și a despicat pe din două cape o plătică. Și atunci a rămas așa, bărbat și femeie. Și zice Aristofan, așa se explică erosul. E dorul, ca să ajungă la jumătatea cealaltă. Socrate, spune tu, cum e? Ați vorbit așa de frumos, el mima întotdeauna neștiința, ea ca precum Columbo, încât nu mai ai ce să zic, dar vreau să te întreb ceva, Aristofan. Ei se doresc ca să fie dinpreună, numai? Sau ca dinpreună să facă ceva mai bun decât ei? Și apare copilul, ideea de nemurire, de procreație. Hesiod, unul dintre cei mai vechi, după Homer al doilea, ca vechime, spune că Eros a venit, este zeul vechi, a venit după haos, l-a aruncat și a rugat ordine. Orficii spun, este Cosmogonos, a dat viață, a pus totul în mișcare. Eros, zic altfel, a fost cel mai tânăr dintre zei, calcă pe inimile oamenilor, inima blândă. Înrobește, îl face poet și pe ăla care n-a scris în viața lui o poezie. Este blând, este contradictoriu, este aspru, Grecia. Dacă vă duceți în Orient, ce ciudat, Omar Khayyam n-a băut în viața lui atâta vin. A scris cele mai frumoase catrene despre vin și despre femeie, în contextul în care persanul, și era lumea musulmană, care au femeile în harem, și care erau înghesuite și nu aveau drepturi, de acolo a răsărit, de la persanul ăsta, cele mai frumoase imnuri despre dragoste. Octavio Paz, unul din marii eseiști mexicani, le-a spus săstura în Europa, sufiții v-au învățat cum să iubiți o femeie. Abia în secolul XII apare în Europa conceptul de îndrăgostit.
Musulmanii au cărat pe persani, pe acest sufiț. Sufii vine de la ind, de la o cămașă albă, curată. Filozofi înțelepți, de o profundă civilizație de mii de ani. Omar Khayyam zice, v-au învățat să iubiți toți truverii, toți trubadurii evului mediu, ies din sufiți. Apare cultul Doamnei. Cultul Doamnei pentru care cavalerul, eu am făcut Don Quixote, de exemplu, la Național, îl găsiți pe YouTube. L-am făcut numai fără cuvinte. Mi-a zis un american, n-am înțeles nimic, dar mi-a plăcut totul la nebunie. Luați un vin și dacă nu înțelegeți, mai beți. Că tot se întâmplă ceva. Când am fost în Basarabia, mi-a zis, era lumea, aplaudam, luat un mare premiu acolo, și a venit șeful de festival și a zis, iată că te poate spune un român atunci când tași. M-am zis, bun. Despre ce vă vorbeam? Dați-mi ideea. Omar Khayyam. Gata. Omar Khayyam. Zice, acest vas fu odată un biet îndrăgostit care gemea de nepăsarea unei femei frumoase, iar toarta era brațul ce mângâia suavul gât cu atingeri ușoare de mătase. Omar Khayyam. Sensibilitate. Rubaiatele. Rubaiatele sunt niște catrene. În piața iubirii, fiți atenți, deci, bătrânul ajunge tânăr. Tânărul ajunge copil, iar copilul ajunge înger. În piața iubirii. Chandidas, secolul XIV, India. Călugăr budist. Se ducea la templu și s-a îndrăgostit de o fată tânără care era îngrijitoarea templului și a renunțat la călugărie. Și unul dintre poeme și zice, acolo vedeți actul transfigurator al iubirii. Zice, iar privirea ei glăsuia în mii de culori. Privirea glăsuia în mii de culori. Albina, zumzetul albinei care se rotea în jurul ei, îl auzeam ca pe un dangăt de clopot. Sariul ei nu îi putea acoperi frumusețea. Frumusețea ei în frumusețea bijuteriile. Iar când se ridică, zice, când se ridică, noaptea, zice, când se ridică din râu, părul frumos, părul ei frumos negru, îi căzut până la coapse. Și în fața acestei frumuseți, întunericul nopții, se ascunse în spatele lunii ca să plângă de gelozie. Piste cutremurător! Poporul român! Eminescu, ca un vultur deasupra acestui popor pe care l-a iubit în mod absolut. Fiți atent, proverb, suferi și pătimește și să auzi iarba cum crește. Se schimbă fiziologia, tu nu poți să auzi iarba, dacă împătimești, când suferi, din dragoste, se aude. Este ceva, cum să zic, uriaș. Rabindranath Tagore. Zice, nu mai știu unde ești, pentru că te-am așezat prea adânc în inima mea. Nu-ți mai știu privirea, pentru că ești însăși privirea mea. Ești absolutul cerului, ești verdele câmpului. Ești poetul din sufletul acesta de poet. Rabindranath Tagore, între mine și iubita mea e o distanță mică. Orice distanță, cât de mică, se poate divide la infinit. Înseamnă că apropiindu-mă de iubita mea, în fiecare secundă sărut eternitatea.